avem un nou clip de Empties. Și de data asta sper să nu fie un clip prea lung, fiindcă, da, s-au adunat prea multe chestii și de-abia aștept să le arunc. Dar deja dau pe afară, cum să spun. Eu zic să începem cu ce mă mândresc cel mai tare, adică faptul că am terminat 3 parfumuri. Am terminat un Dancing Lady, ăsta e super dulce, miroase a orhidei. E cam nasol să spun că miroase a orhidei, fiindcă orhideile mele chiar nu au niciun miros. Dar acela mi-a plăcut, e destul de dulce. Acum, preferatul meu, și îmi pare rău că nu se mai găsește, este acesta Mirage Daydream. Așa era de la Oriflame și ăsta e de la Oriflame, Mirage Daydream, cu vanilie. E singurul parfum vanilat care îmi place. Și îmi pare rău că s-a discontinuat și nu-l mai găsesc nicăieri și... A, miroase atât de bine. Mi-a plăcut foarte mult. E cam dulce, dar e singurul dulce care pot să-l suport. Un alt parfum e acesta Grace, cu pompița asta super drăguță. Miroase atât de bine și de elegant, încă nu știu dacă să țin ambalajul ăsta, că arată super cute, dar am să-l arunc totuși pentru că mi s-a vărsat jumătate din el în geantă, încă din clipa în care a fost nou nouț, fiindcă această pompiță, nu știu, nu a ținut sau nu a fost închisă cum trebuie și jumătate din el l-am pierdut. Însă mă bucur că am făcut curat și s-au mai terminat din ele. Apoi două produse pentru soare, una cu factor 50 și una cu factor 10. În asta mai este foarte puțin, dar totuși vreau să vă arăt acum și după aceea să o arunc. Asta am folosit-o pentru față și pentru gât și pe umeri, dar oricum e ambalajul cel vechi de la Oriflame, la fel și ăsta nu-l mai găsiți, dar mi-au plăcut foarte mult, au un miros foarte acceptabil. Nu folosesc sub machiaj chestia asta, fiindcă îmi face tenul și mai gras și exact de asta nu am nevoie. Ok, acum 3 deodorante, 2 de la Oriflame Activel și unul de la Farmec. Am ambele. Toate 3 mi-au plăcut foarte mult. Ăsta alb e Invisible, ăsta e Cotton Dry, care îmi place mult mai mult pentru mirosul care îl are. Și ăsta Sapphire Woman cu acid hialuronic de la Gerovital H3 Evolution. Și ăsta mi-a plăcut foarte mult. L-ați văzut în clipul cum să-ți folosești deodorantul la maxim. Și cum v-am spus, dacă mai țineți minte în celălalt clip de Empties, eu am avut mai multe deodorante desfăcute. Și acum am reușit să le termin pe astea 3, fiindcă am avut unul la mine, unul la părinții mei și atunci s-au adunat. Un kit de asta de gene de pe eBay cu 5 bucăți coreene. Au fost splendide, mi-au plăcut foarte mult. Apoi un spray de machiaj de la HIN, High Definition. E un produs polonez pe care l-am cumpărat de la magic.ro. Îmi pare foarte rău că nu se mai găsește și sper să se mai găsească, fiindcă e excelent, păstrează machiajul foarte bine și toate clientele mele au fost foarte mulțumite de acel produs. Apoi un ser hidratant intensiv de la Scholl, Velvet Smooth. Asta trebuie să vă spun că mi-a plăcut, dar s-a terminat destul de repede, are doar 30 de ml. Și pentru un picior, adică pentru o talpă, am avut nevoie de 2 pompițe ca să simt eu că e și mai hidratat decât înainte. Și s-a terminat destul de repede, dar am acum o altă cremă tot de la ei, care îmi place foarte mult de noapte și aceea chiar o folosesc și mi-ajunge o cantitate mai mică decât din acesta. În sfârșit am terminat după 6 luni sau 7 luni de când am acest gel Bioactive S Acne de la Bellamar, mi-a plăcut la nebunie. Chiar aveți nevoie de o cantitate mai mică decât unghia de la deget și vă curăță extrem de bine tenul, de aceea m-a ținut atât de mult, are 250 de ml, cred că e cel mai bogat gel de spălat și oricum îl am din nou, nu puteam să rămân fără, fiindcă este gama mea preferată, dar vă voi vorbi în curând despre ele într-un alt clip. Așa că stați pe aproape. Ce am aici? Chestii albastre. Un spray Body and Mind Sweet Dreams Mist cu levănțică și floarea pasiunii de la Oriflame. Îmi pare rău că nu se mai găsește. A fost foarte plăcut să-l pulverizezi în cameră, peste pernă, peste plapumă. Mi-a plăcut foarte mult, dar din păcate nu se mai găsește. Și acum să vă spun că mi-a plăcut foarte mult acest lapte de corp sub duș de la Nivea. Mi-a plăcut foarte mult cu ulei de migdale. Se spune că asta e pentru fetele leneșe care n-au timp și chef să se dea cu cremă pe corp după ce fac duș. Ei bine, să vă spun lenea și mai maximă. Eu amestec laptele ăsta împreună cu gelul de duș și așa mă spăl. Și am o piele super bună, îmi place. Îmi place mult. Bine, nu tot timpul, să nu mă certați, dar așa, din când în când îmi place. Și acum să zicem că am terminat 2 loțiuni tonice.
Una a fost apă de hamamelis de pe elemental.eu și una a fost un toner Love Nature cu mușețel de la Oriflame. Așa arată cele două. Asta l-ați văzut în clipul cum mi-am creat eu spray-ul anti-țânțari și ăsta l-am folosit pe cliente ca și toner după ce am dat în prealabil cu un demachiant. E perfect, nu irită absolut deloc tenul, nu miroase alcool, de-abia are un miros, e insesizabil și mi-a plăcut foarte mult. Asta cu siguranță îl voi recumpăra pentru machiaj. Un fond de ten, ăsta e tot așa din gama veche de la Oriflame, un fond de ten matifiant, anti-shine, ăsta a fost în natural beige și mi-a plăcut foarte mult, dar și cel nou e chiar mai bun decât acela. Acum, o cremă anticelulită de la Beautiful Cosmetics. Asta v-am spus, este un brand bihorean care mie îmi place, dar asta s-a terminat și mă bucur foarte mult că s-a terminat, fiindcă acum pe timpul verii nu mai puteam să o folosesc, fiindcă, nu știu cum să vă explic, nu intra destul de bine în piele și deveneam toată lipicioasă și transpiram și nu mi-a mai plăcut absolut deloc. Dar în primăvară și pe timpul iernii când am folosit-o, e cu scorțișoară, mi-a plăcut ce rezultate a dat, a lăsat pielea foarte fină, dar acum pe timpul verii m-a cam enervat. Așa că asta pleacă. Apoi ce? Uite, și o loțiune după plajă. Asta e tot de la Oriflame, 3-in-1, și asta mi-a plăcut foarte mult, dar acum am altele care să le termin. Și încă una de la Nivea, tot cu factor de protecție 10, mai am puțin în el, dar îl voi termina săptămâna asta, fiindcă am să dau pe toată familia și de aceea vreau să-mi termin acum ambalajul să le arunc pe toate. Și un ulei de păr de la Gliss, Hair Repair, așa arată. Astăzi l-am terminat, mi-am făcut un tratament, mă rog, am aplicat uleiul în prealabil înainte să mă spăl și am părul super lucios și fin și moale și îmi place mult. Dar am un backup, fiindcă mi-a trimis Ani de la Beauty Barometer în swap. Încă un toner, ăsta e tot de la Oriflame matifiant. Îmi pare rău că nu se mai găsește, fiindcă, bine, vedeai, nu-i ca și o cremă matifiantă să-ți matifieze tot tenul și așa să-ți rămână toată ziua. Dar mi-a plăcut foarte mult și îmi pare rău că nu găsesc ceva asemănător cu el, fiindcă tenul meu s-a înțeles foarte bine cu acest toner. Acum, un produs pe care l-am folosit toată vara, de la La Roche-Posay, apă termală. Îmi place foarte mult, am folosit și peste machiaj și sub machiaj și ca și împrospătare, dar nu pot zic că pentru mine are ceva beneficii wow, în afară de faptul că mă răcorește. Două geluri de duș, unul de la Paris Hilton și unul de la Oriflame. Celelalte sunt pe drum, veți vedea mai multe geluri de duș în următorul clip cu empties, pentru că la fel am mai multe desfăcute. Asta de la Paris Hilton mi-a plăcut așa de mult și parfumul miroase senzațional și ăsta e singurul care pe pielea mea a rămas timp îndelungat, mirosul ăsta parfumat, sexy, mi-a plăcut. Mi-a plăcut cum s-a păstrat pe mine. Un exfoliant de mâini care de fapt l-am folosit pentru corp. L-am amestecat cu gelul de duș pentru că nu am văzut pe mâini că face ceva wow, avea semințe de căpșuni. Și mirosea destul de interesant, dar nu am simțit o exfoliere sesizabilă. Acum un gel intim feminel de la Oriflame. Nu folosesc deodorante intime sau spray-uri intime sau mai știu eu ce alte chestii care mai există. Folosesc doar un produs specific, igienii intime, și ăsta e singurul cu care mă înțeleg și care îmi place. Din fericire n-am avut nicio problemă niciodată cu niciun produs, dar îmi place mai mult să previn decât să... Așa, un rimel Giordani Gold Lash Panorama. Asta cu... cum se cheamă? Periuța aceasta brăduleț, cum îi spun eu. Mi-a plăcut foarte mult, dar e deja uscat, pase. A trecut 6 luni, gata, ceau. Un primer, dacă vă vine să credeți, în sfârșit termin primerul ăsta de la Too Faced în nuanța Candlelight. De fapt, să știți că mai este în el, dar e destul de uscat și nu mai pot să-l folosesc. Când îl folosesc și pe client, nu se mai amestecă culorile cum trebuie și doar mă enervează, fiindcă are și niște particule strălucitoare, aurii.
El ca și produs în sine, am altul de la Too Faced, sunt îndrăgostită de ele, deci e singurul care rezistă pe ploapele mele uleioase. Dar, da, cu siguranță am să-l recumpăr, dar nu varianta asta, cealaltă. Și merită, dacă vreți un primer bun și care să vă țină mult timp, astea de la Too Faced sunt foarte bune, le găsiți în Sephora. Acum, un corector Max Factor Master Touch and Dry Concealer. Eu l-am avut într-o nuanță super deschisă, Ivory. Așa arată. S-a terminat foarte repede. Chiar m-am mirat cât de repede s-a terminat, dar îți lasă un finish așa airbrushed aici sub ochi. Îmi place mult să-l folosesc. Mă rog, mi-a plăcut. Lasă zona aceasta ochilor și unde ai aplicat, mă rog, unde vrei să aplici, mată. Și așa se și păstrează pe tot parcursul zilei și mi-a plăcut foarte mult. Asta de la Max Factor e senzație. Acum, am două tușuri. Asta Wonder Liner de la Oriflame, care v-am spus că mă enervează la fel, că nu-mi place periuța asta, mă scoate din sărite și nu-mi place. Prefer cel gel de la Oriflame, e mult mai bun decât ăsta lichid, sau bineînțeles clasicul cu stilou care îmi place maxim. Acum, altul de la The Body Shop, ăsta e gel care vine așa cu periuța asta, care cred că am folosit-o o dată sau de două ori. E foarte ok, dar tușul mi s-a uscat, am pus niște Fix Plus în el. Nu știu dacă puteți să observați. Oricum, deja se vede fundul, dar nu, n-a făcut priză și așa că la rung mai este foarte puțin în el, dar oricum mi-a plăcut foarte mult asta. Oricum, toate produsele de la The Body Shop de machiaj îmi plac foarte mult și rezistă foarte bine pe piele, deci foarte bine rezistă și pe ochi sunt foarte bune. Data trecută nu v-am spus de săpunul Kia, cu nu pot să vi-l arăt. Acum vi-l arăt, am un tuturuc de ăsta mic aici. Să vedeți că am terminat și un alt săpun de pensule de la Kia. Sunt preferatele mele, mă mișc mult mai repede cu ele și sunt foarte ieftine. Deci eficiente, bune, rapide, perfect. Sper că am vorbit destul de repede și sper că v-a plăcut acest clip. Dacă v-a plăcut, arătați-mi, nu uitați să-mi dați un big like și de asemenea și share, să afle și prietenele voastre. Până data viitoare, fiți frumoase! Vă pup! Pa, pa!